N-o să le țin mult, dar vreau să clarificăm câteva idei importante. Deci, ca să fiu sincer, n-am fost atent ce au zis părintele. Au început părintele cu Ava Ilie și nu știu cu cine au gătit. Tot cu Ava Ilie. Tot cu Ava Ilie. Ca să găsesc dezlegările, mila lui Dumnezeu, dezlegări, blestemul și jur. Dragostea și cu mândria mult întrece mântuirea. Dragostea și bogăția mult întrece datoria. Așa, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În primul și în primul rând, noi trebuie să învățăm trei lecții elementare. Eu întotdeauna m-am gândit că întotdeauna când am mai vorbit la biserică, am vorbit de toate și pentru toți, dar n-am vorbit niciodată câteva idei elementare. Ce înseamnă idei elementare? Îi auziți pe foarte mulți oameni că folosesc termenul frate, să ai dragoste, frate, să iubești. Da, ai trei feluri de dragoste. Ai dragostea de Dumnezeu, care aia e strict particulară și ține fiecăruia în parte pentru el personal. Deci eu n-am să știu vreodată ca eu personal cum fiecare dintre dumneavoastră îl iubește pe Dumnezeu. Fiecare are un contact intim și personal, suflet, minte, inimă, Dumnezeu, așa cum o simt el. Poate un om odată plânge, poate un om odată scapă o lacrimă, poate un om scapă odată o rugăciune de el spusă. Doamne, uite, sunt într-o supărare grea, dacă mă ajuți, îți promit că... Și spune acolo omul ce știe el. Această dragoste dumnezească, maxim mărturisitorul îi dă o maximă și o minimă. Și spune așa, dacă Dumnezeu și-ar arăta dragostea cu adevărat lumii, cât ar putea el să le-o dăruiască oamenilor dacă le-ar iubi, așa cum se cere după carte, pământul s-ar topi de dragostea lui. Și acum vine același maxim mărturisitorul și spune așa, dacă dragostea oamenilor ar fi spre Dumnezeu atât cât ar trebui ca să-l iubească, pământul s-ar topi. Deci vedeți? De ce? Și dacă ne iubește Dumnezeu cât trebuie maxim să topește pământul? Și de ce dacă noi îl iubim maxim cât trebuie să topește pământul? Pentru că noi suntem chipul și asemănarea lui. Deci dragostea noastră din suflet, dragostea omenească pe față de Dumnezeu, trebuie să fie egală cu dragostea dumnezească din cer. Și unde găsim lucrul ăsta? Găsim în rugăciunea Tatăl nostru. Precum în cer, așa și pe pământ. Deci asta înseamnă să fie aceeași voie. Dacă ne uităm atenți la Dumnezeu, Iisus Hristos, în momentul când s-a întrupat, ne-a dat o măsură. Calcedonul, Sinodul 4. Două firi și două voi. Și om și Dumnezeu, și firii omenească și firii dumnezească, și voie omenească și voie dumnezească. Același Hristos plânge și îi milă de popor, același Hristos îi vindecă și face minuni, scoate draci, zgonește, curăță, vindecă leproșii, vindecă ologii, vindecă oamenii paralizați. De ce? Pentru că îi iubește, n-a suferit să vadă neamul omenesc chinuit de diavol și de stricăciune. Asta este prima dragoste care trebuie să o înțelegem noi. Deci asta este dragostea de care vorbește Apostolul Pavel. Dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Și ce înseamnă că dacă nu am dragoste, nimic nu sunt? Să o luăm dintr-o margine. Ești mamă. Dacă nu-ți iubești copilul, mai ajunge mare? Îl frigi, îl omori, îl turtești, îl renegi, îl lași boschetar, îl arunci, îl abandonezi. Deci... rodul dragostei, ce sunt? Copiii frumoși, întregi și sănătoși. Ai un soț, dacă nu-l iubești, stai lângă el, nu, divorțezi, îl lași, vă bateți, vă certați, unul pleacă, unul îți duce și s-a terminat. Totul e legat de dragoste. De aia spune, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. De ce sunt? Biserica asta, dacă e făcută, e din dragoste. Copilul care îl crește în leagăn, dacă nu l-ai iubi, nu l-ai face. Grădina pe care îți pui toate florile, dacă n-ai iubi-o, n-ai îngriji-o. Animalul care l-ai în companie, în ogradă, în gospodărie, dacă nu l-ai iubi, nu l-ai ține. Pomul de care te bucuri, la fel. Deci totul este legat de sentimentul de dragoste. Și sentimentul de dragoste se leagă de două lucruri. De voință, să vrei să iubești, cum îi spune Mântuitorul Iisus Hristos la tânărul bogat.
Tânărul bogat a venit la Mântuitorul Iisus, s-a prezentat scurt și din două obiecte: Doamne, eu toate le păzăsc din tinereță, sunt credincios, vreau să moștenesc viața de veci, cum suntem și noi, ortodoxi de duzină, ca să zic așa, vrem de toate, ne plac și toate, dar nu știm cum să le facem. Și Mântuitorul îi spune, hei, stai băiete, îți lipsește una singură. Dacă mă iubești și vrei să mă urmezi mie, vin tot în part săracilor și mă urmezi pe mine. Deși arată că tânărul s-a făcut apostol până la urmă, tradiția spune. Dar unde găsim reversul aceluiași lucru? Îl găsim la Simon Zilotul, cel care a fost mire în Cana Galilei. Când au văzut că Dumnezeu poate face din apă vin și o minune așa de mare s-a întâmplat la nunta lui, vedeți, spune așa, căci că nunta e mare taină în Hristos și în biserică, nunta e mare taină, nunta e mare taină atunci când îi dumnezească. Ia ca personal Dumnezeu a participat la o nuntă care s-a sfârșit într-un divorț. Dar ce fel de divorț? Nu pământesc, cu bătăi și cu insulte, ci cel ce iubește mai mult pe mine și pe mamă, decât pe fică, decât pe soră, decât pe fiu, decât țarină, decât holdă, este vrednic de mine și îmi urmează mie. De ce l-a ales să separe iubirea pământească de iubirea dumnezească? Hristos o ales invers ca să ne mântuiască. O separat iubirea dumnezească de Tatăl, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, o veni și s-a întrupat, o luat iubirea omenească ca să ne facă pe noi să ajungem înapoi la Tatăl. Așa cum și un apostol te faci și să ajungi din nou la Dumnezeu. Deci, asta este iubirea de care vorbește Sfânta Scriptură și ar trebui să o avem fiecare. Adică, plecând de acasă, trebuie să plecați cu ideea că iubirii care nu are roade, nu are nimic. Îți vorbi goale și pierderea vremei în deșert. Când unul a greșit și îi dai în cap, nu-i iubire. Când unul a greșit și nu-l poți ierta, nu-i iubire. Când unul ai neputincios și nu-l poți tolera, nu-i iubire. Deci, noi trebuie să fim în același timp și cu discernere, și îngăduitori, și blânzi, și omenoși. Pentru că singurile păcate care nu se iartă sunt păcatele care sunt făcute în mod tendențios, spune premeditat. Deci când vezi că cineva ucide în mod samavolnic, fără nicio jenă, fără nicio mustrare de conștiință, ăla nu trebuie să-l ierți, ăla trebuie să-l eradichezi. Deci pentru ăla Dumnezeu spune, cel ce scoate sabia, de sabie va pieri. În momentul când un om face o greșeală din neatenție, sau un om face o greșeală din neputința firii, cum vine Apostolul Pavel, a văzut ce frumos certifică și spune, fac rău care nu-l voiesc, dar nu fac binele care îl voiesc. Adică trupul este sârguincios, dar e neputincios, sufletul e osârduitor, sufletul vrea mult, dar omul nu poate mult. Omul poate atât cât poate el. Și de aia Apostolul Pavel vine și spune, dă definiția, dacă aș ști toate limbile pământului și n-am dragoste, nimic nu-mi folosește. Mă fac aramă răsunătoare, chimvalul răsunător, ce vrei tu te faci? De a ști toate limbile, de a-și vorbi în toate limbile, de a ști toate tainele, de a ști toate minunile, de a-și învia morții. Merge acum o babă de asta de-a noastră cu psaltirea la un mormânt, citește și iese mortul afară. Vai, totul, vai, ce babă credincioasă. Și mai încolo poartă ură, dușmanie, răutate. Mortul ăla e apă de ploaie. Eu am gură de aur. Cine înviază morții, dar este mânios, este fiul diavolului. Așa spune Ioan Gură de Aur. Sufletul tulburat este tronul diavolului. Deci trebuie să fim atenți, întotdeauna să fim calmi, răbdători și omenoși. Și pe urmă Apostolul Pavel, nu e amin, mai este o virgulă. Apostolul Pavel ne dă o logică. Dragostea îndelung rabdă, dragostea îndelung iartă, nu se mândrește, nu se trufește, nu caută ale sale, nu ți-l minte rău. Deci exact ce v-am vorbit eu până în momentul ăsta. Deci asta este definiția dragostei, să te pui în locul lui Dumnezeu, tu să acționezi exact cum acționează Dumnezeu, iar cei din jurul tău să-ți fie ca niște fii. Iar Părintele Cleopa sintetizează această sintagmă și spune așa, către tine întotdeauna să ai inimă de judecător, cu tine să fii întotdeauna aspru, dar blând cu cei din jur. Către aproapele să ai tot timpul inimă de mamă, te jertfești pentru el și te lași pe tine. Și spune acolo, către Dumnezeu întotdeauna inimă de fiu. Să țineți minte lucrul ăsta până ce închideți ochii. Orice rău ai face pe fața pământului,
În clipa în care te-ai pus în genunchi, în clipa în care ai vărsat o lacrimă, în clipa în care te-ai căit, în clipa în care te-ai răscolit sufletește și te-ai restaurat în sinea ta cu părere de rău, în clipa în care ți-ai dorit ca lucrul ăla să nu-l mai faci niciodată, să nu se fie întâmplat, să ierți pe cel ce s-a greșit, să te împaci cu el, deja și Dumnezeu te-a iertat. Noi folosim în termen popular că fapta recunoscută jumătate iertată. Da, iertată numai jumătate pentru că ai mărturisit-o. Dar jumătatea cealaltă trebuie ca să se ierte numai atunci când ești hotărât să nu mai repeți. Și unii oameni spun, băi, dar eu știu, mă mai iartă Dumnezeu, dar știu eu, mai merit eu să mă mântuiesc, ajung eu în rai, da. Avem la filocalie următorul răspuns scurt. Cine fuge de păcat, se apropie de Dumnezeu. Cine urăște păcatul, iubește pe Dumnezeu. Iar cine nu mai săvârșește păcatul mărturisit sau de care s-o lepădat, acela s-a împăcat cu Dumnezeu. Deci, vedeți cât e de simplu? Era un sfânt împateric, și cu asta închei că v-a luat frigul pe voi și pe mine, care stătea în pustie. Un tâlhar de ăsta, un nemernic, un ticălos care a făcut o grozăvie de crime, l-a luat mustrarea ei conștiință. A auzit și el univa într-o biserică, mergând să pradie și așa, auzând că-i slujbă, a auzit ce citea la strană și la biserică, ce spunea preotul și a rămas foarte marcat. Și băi, cred că aș avea și eu voie iertare. Și s-a dus și a luat toți pusnicii, pustii la rând, fiecare de care mai sporit. Și a zis, zice, bătrânii, mă mântuiesc? Păi nu știu, să-ți văd sufletul. Îl spovedește, îi ascultă acolo toate crimile, toate nenorocirile și zice, fiule, la faptele astea nu prea cred, haști gâtul jos. Și tot așa, din loc în loc, până ce au ucis vreo 20-30 de oameni, de pusnici din aștia. Intrase spaima, de acum toți se fereau, deci cum auzea că vine el prin pustie sau caută un povățuitor sporit, toți fugeau și se ascundeau din calea lui. Dar unul puțin așa mai deșucheat, mai nonconformist, spune, las pe ăsta, îl mântuiesc eu, mă ocup eu de el. Da, să-l aducă Dumnezeu la mine, că am eu grijă de el. Apare el într-o zi și îi bate acolo frumos în ușă, cioc, cioc, cioc. Da, cine acolo? Un mare păcătos care caută mântuirea. Mântuirea? Da, mântuirea? Așteaptă puțin că îl rog pe Dumnezeu să văd ce îmi spune. Bătrânul se pune în genunchi, zice o rugăciune către Dumnezeu și spune așa, Doamne, luminează-mă, întărește-mă, păzește-mă și pune-mi cuvinte în gura mea să-l pot mântui pe omul acesta după cum cred eu că tu ai putea să faci să-l mântuiești. Deodată se luminează bătrânul, iese în ușă și spune, tu, păcătosule, vrei să te mântuiești? Da. Mama. Chiar îți dorești să te mântuiești? Da. Mărturisește-ți cu fața la răsărit, spre Dumnezeu, ridică capul la cer, toate păcatele care le-ai făcut. Și ăla striga acolo, am ucis atâția oameni, am furat atâtea lucruri, am stricat atâtea case, am nenorocit atâtea avere, am nenorocit atâția oameni, am bătut, am distrus, am făcut toate. Le-ai terminat de făcut? Da. Le-ai spus pe toate? Da. Ia să-mi spui, ești pregătit să primești canonul care ți-l dau? Dar ce canon vrei să-mi dai? Nu tu vorbești și nu eu vorbesc. Dumnezeu vorbește. Uite în sus, că acolo ai vorbit. Sunt pregătit să primesc canonul care mi-l dai. Mai ții minte câte crime ai făcut? Da. Câți oameni ai omorât? 40. De fiecare om ucis, pentru că ai vărsat sânge, trebuie să curgă sânge. Ia junghierul de la brâu și ciupește din tine câte o bucată de carne de fiecare om ucis, zi rugăciunea Tatăl nostru și pune carnea jos. Când ai să ajungi la 40-a bucată și Dumnezeu te iartă. Când a ajuns, când a început ăla să taie și să zică, pusnicul a înlemnit. Credea că îi dă un canon greu și o să o șteargă, nu o să vrea. Când o tăiat a 40-a bucată și o zis și ne iartă nouă greșalile noastre pe cum și noi iertăm greșelilor noștri, o pica jos mort și o văzut cum îngerul la sufletul și l-a dus la cer. Deci Sfântul Antonie folosește un alt termen și mai scurt. Deva vrea omul
și în jumătate de zi se va mântui. Și de ce unul merge la biserică 60 de ani și unul se mântuiește în jumătate de zi? Simplu. Te-ai sculat de dimineață, te-ai spălat, te-ai îmbrăcat, te-ai dus la biserică, te-ai spovedit, ți-ai spus păcatele, ai stat la liturghie, ți-a părut rău, te-ai împărtășit după ce ai primit dezlegarea de la duhovnic și încuvințarea și dacă după amiază mori, deja ești îndumnezit. Hristos e în tine și tu cu El. Ați priceput? Da. Amin. Amin.